Durează până pleacă telefonul ăsta. Păi am dat pe temporizator 5 secunde. Mai vrei să filmezi așa sau încep direct cu mine? Mă văd, mă? Da, oarecum. Niște ochi, o mână. Și mai mult o mână. Mai cine tu? Arăți ca naiba. Filmat de profesioniști. De... Bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Hai că acum vreau să... Ok. Acum să vă dăm un sfat de viață. Așa. Nu vă mutați niciodată într-un bloc sticlă de apă plată. Nu vă mutați niciodată într-un bloc fără ghenă. Pentru că în ziua de astăzi sunt destule blocuri în care nu se mai fac ghene, constructura de scene vă trebuie. Nici o problemă. Aici am stat noi, nu? Păi da. E iarnă, e vară, e frig, e zăpada de un metru, te îmbraci frumos, te încalți, frumos ca de oraș, ca așa. Și te duci cu pungile jos în curtea blocului, deci și afară din bloc. Așa? Pentru că niște idioți de constructori s-au gândit de ce să punem noi ghenă în loc să facem un apartament în spate ăla și să scoatem bani. Vedeți? Așa că n-am mai făcut. Mare grijă să aibă ghenă când vă duceți undeva în chirie sau cumpărați. Să aibă pe etaj, adică te duci frumos pe etajul tău, la un bloc decent, la care de altfel liftul merge, nu că aici este montat, dar nu este, nu este pus în funcțiune. Da, că a zis constructorul că de ce să plătească el curentul. Așa că liftul e montat, dar nu merge. Deci la un bloc decent, ai așa o ușă undeva, e frumos și arunci gunoi acolo. Deci este frumos un dob sau ceva și arunci gunoi. La acest bloc ușor, e frumos pe scări sau cu liftul care merge, dacă merge, te duci, ieși afară din bloc, te bate vântul, te plouă, te orice, nu contează ce fără. Dar ce scară înfricoșitoare, nepoate! Și te așteaptă o habă afară. Nepoate, dar ce-i cu scara asta așa întunecată? Vino să te vede aici? E. Ca să se vadă altul. Deci... Tot așa, constructor idiot, s-a gândit, bă, becurile astea consumă curent, bă, băiatule, că au 8 vați. Așa că holul ăsta care este extrem de lung, este de fapt întunecat. Se vede doar în capăt acolo o luminiță mică și el îți mergi ca prin niște galerii întunecate, ca la salină sau undeva. Oh my God. Și acolo era lumină. La salină era lumină. Ia uite cum arată aici! Da, pe luminile se aprind numai acolo unde ești tu și unde o nu se aprind, că se faci diferite figuri, că altfel nu se aprinde vechi. Alt constructor, deci neapărat mergeți undeva în chirie, sau cumpărați, sau orice. Neapărat uitați-vă să iei de ghenă, adică să poți să arunci gunoiul pe etajul unde te afli. Nu să ieși afară din bloc, să mergi prin cartier, iei avionul, iei vaporul, iei trenul, tramvaiul. Adică noi mergem acum la scara cealaltă cum ar veni. Uite, da. Asta este scara noastră unde am stat. Da, aici nu știu, nu mergem, noi mergem la scara cealaltă. Uite, s-a și stins lumina, ia uite! Da, adică blocul ăsta, constructorul ăsta... Bă, și dacă toți sunt scările lichide una de alta, se ducă toți la aceeași scară, la liftul ăla. Și o bătaie mare pe 200 de apartamente pe un lift. Ne și certăm între noi care sunt plini de lift. Un lift mai este la mică, în care intră o singură persoană. Patru intră striviți, așa ca sandwich-ul. Începe să se stingă luminile, mami. Hai să mergem, mami. Deci, cum spuneam, e avionul, tramvaiul, hai să trenul, mergem. Autobuzul, în sfârșit ajungi la gunoi. Nu, lasă-mă să povestesc. După care faci naveta înapoi, după ce ai aruncat gunoiul, înghețat cu țuțul la nas cu tot ce trebuie, ori înapoi în bloc. Da. Așa s-a gândit niște constructori idioți. Vine cineva, să te duci jos cu gunoiul. De ce să fie confortabil pentru noi? Să fie mai mulți bani pentru ei. Vine cineva, da. Ați nefericiți. Îmi pare rău. Noi măcar plecăm de aici, dar ei... Hai! Uite, s-a pus bine că au venit ei, că ne-au pus și nouă bolul, știi? Da, ai că mai filmez în continuare, că n-au... Acum se vede cât de lung e. Ce să fie, mă, lung? Holul. Ah, holul? Da. Băi, dar ce-i sub asta aici? Aici trebuie să se pună o linie de autobuz, să faci o stație de acolo până acolo. Dar ce sunt astea, zici, că arată de obiectele astea, de zici că da, sunt eu. Da, arată ciudat, nu? Da. Au stricat tot designul.
Tu și speri că nu vezi așa ceva cutiile. Frumos aranjați pereții, nu? Frumos că exact, tot după care zdrângănerile astea cu conductele astea. Nu, dar să vezi jos la, jos la parter să filmăm și aia. La parter e mai, mai tare, auzi? Uite cum sunt conducte, exact ca pe un submarin ăla. Am văzut filme cu submarin. Și așa e, o conducte trece prin... Doamne, ferește, asta ce ți-a văi, mă? Ui, auzi, uite un cablu căzut pe aici. Da, și așa e, domnul, după să ne alici. Ia uite, s-a stins lumina. Uite, că încă nu s-a stins în partea aia, poate să vedea de aici, din cameră. Se poate că nu e vorul, vorul. Oh, uite cât ai de casă. Eu văd cum zici că ești în peșteră. Chiolarete! A început să stingă. Da, exact la filmele de groază, ia, filmează în continuare. Se stingă așa, câte una, câte una, da, știi? Da, da, da. Uite, uite, uite. Nu, șșș. Exact ca în filmele de groază. Ia, ia. În filmele de groază sau în jocuri de groază, se stinge așa câte una, câte una spre tine, știi, vine întunericul. Uite, hai, stinge-te și tu. Din ce în ce, uite, vrei să facem din ce? Bă, ce râs are fata asta, în loc cartierul. S-aude tot blocul. A venit deja? A venit, da? O, oh, dar ce mare e micul ăsta! Au, ii, au, ii, au! Deci, da, e foarte mult spațiu, de-aia m-am lovit. De la spațiu. Spațiu. Ce mare e liftul, bă, ne poate, mă! Deci, aveți grijă că dacă un bloc e nou, asta înseamnă că nu e nimeni la curățenie. A, da! Adică nu vă bucurați că e nou! A, de fapt, se face un jec pentru că nu curățenie. Ia, dar ai pătat aici, ia! Da, nu dă nimeni cu mătura, nu face nimeni că, decât poate locatarii. Să ne apucăm singuri să facem curate. Uh-huh. Nu există personal. De... Uh-huh. Deci mare țeapă, aveți grijă cu ghena. Unde am ieșit, mă, în peșcu? Suntem în peșteră, unde suntem? Oh my God! Astea ce sunt, mă, pe aici? Ce sunt chestiile astea? Un cor de curent electric. Oh my God! Doamne. Deci nu uitați, dacă nu vreți să arătați pe nimeni ca mine, cu plasele de gunoi în mână, zi de zi, ieșind afară din bloc, mergând prin cartier în căutarea de haba, și vreți să aruncați frumos de ce? Ce haba, mă? Aia, aia. Lumea civilizată aruncă gunoi frumos pe etaj. Există un spațiu special pe fiecare etaj într-un bloc, unde pui acolo. Te poți duce în papucei, în maieut, nu trebuie să ieși afară prin cartier. Deci aveți mare grijă să aibă ghenă pe etaj când mergeți la un loc, nu ca aici. Mă, dar mie îmi plac chestiile astea. Ia uite ce e pe aici, bă, nene, bă. Aici, dacă vrei, o mică execuție electrică. Ia, bagi capul aici și faci bum, 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 bum. Nu mai știi nici cum te cheamă după aia. Da, aici cred că nu e de tensiune mare, după cum arată, dar nu se știe niciodată ce e pe acolo. Ia uite ce țevi lungi aici! Păi de? Ia uite ce lungă e! Chiar zici că ești într-un submarin, de cum vine asta și acum trece încolo la camera motoarelor. Uite cum vine, he? Doamne! Da. Și mai aveți grijă la un lucru care nu este evident, că noi nu l-am observat. Care? Când vreți să vă mutați undeva, ori pe chirie, ori că ați cumpărat o lume așa, uitați-vă cât de lungă e scara la intrare. Că vă ziceți că blocul are lift, nu merg pe scări. Dar de fapt dacă vin într-un bloc ca ăsta, de fapt de jos, de pe stradă, că nu are trotuar, de pe stradă urci pe jos oricum un etaj, pentru că e scara de la intrare în bloc, un etaj întreg. Deci urci direct la etajul 1, practic, aici. Și ăla de acolo, aia de acolo este stradă, deci nu există trotuare aici. Trecem printre mașini. Aleea de lângă bloc, dintre blocuri, nu are trotuare. Deci pur și simplu e doar stradă, e șosea practic. Dar unde ești, mă, aici, la bunica, la țară, unde Dumnezeu ești? Suntem în satul, spunem, nu? Da, spune. Suntem în satul Dudu, sau Roșu, sau cum se numește, Chiajna, în comuna Chiajna. Deci, feriți-vă, tocmai a trecut un vecin, cred că îi pare și lui rău ca comparată. Acum nu vreau să-l fac să se simtă rău. Feriți-vă de Chiajna! Ia uite ce e aici mâncarea. Noi când o să postăm clipul ăsta, deja o să fim plecați de aici, așa că... Aici este direct stradă, nu există trotuar.
Și intrarea în loc, în loc să fie fost cum ar fi aici, așa trebuia să fie, coborai 3 trepte și intrai, sau câte sunt, 4, și intrai în bloc. Nu, mai bine s-au gândit, lasă nouții direct la etajul 1, deci să mergi pe scări, un etaj cu plasele grele de cumpărături în mână și pe ai lift. Mamă, dar asta ce nebunie asta de aici, rampă sau ce, da, doamne, iartă mă, iartă. Nu văd nimeni pe aici să se riște cu asta. Pare mai alunecoasă decât scările la mare. Da, nu știu, n-am încercat-o. Nici eu n-am încercat-o. Pentru marfă sau pentru scaune? Hai să duci gunoi, unde duci gunoiul? Să mergi cu gunoi. Acum mergem prin Nemol. Mai bine că n-a plouat, dar când plouă e noroi pe aici. Așa? Unde arunci tu gunoiul? Asta mă întreb și eu, unde arunc eu gunoiul? Puuu! Gunoi! Asta de-ți faci balet, înțelegi? Și... Auzi, nepoate, ia fii atent, ia uite ce-i spatele tău, nu vrei să o luăm? N-ai nevoie de o... Ia să o pipăi, dar zi, dacă are cumva purici de aia... N-ai nevoie de o de-asta, de o saltea de normit, unde ne mutăm noi? Da, uite, mai bine, e și o baltă sub ea, cred că s-a scurs pipii, care a fost pipii... De la Lăbuș? De asemenea, într-un cartier nou. Așa? În care zice, bă, m-am luat bloc nou. Macarale printre noi. A, ou, și de alea periculoase, auzi? Da, praf, macarale, gălăgie, că se construiește practic. Mm-hmm. Ești undeva într-un șantier. Da, da. Cam asta este minunea de la marginea Bucureștiului numită Chiajna. Nu vă recomand să veniți aici. Da. Din mai multe motive, v-am zis doar câteva dintre ele. Așa e, ok, bye bye! Să mai vedem noi din minunile din Chiajna. Asta este în apropierea blocului. Uuu, frumos peisaj de admirat. Îți place, baby? Ce spațiu vezi aici, aici atârnă un cablu, nu știu dacă ne curentăm sau nu. Aici, bineînțeles că nu e trotuar, după cum se observă, mergem direct pe stradă. Până acolo a fost trotuar, de aici încolo nu mai e trotuar. Trebuie să traversăm acolo, unde este o simulare de trotuar vis-a-vis. Simulare de trotuar. Da. Deci, bun venit din nou în Chiajna și o să mai continuăm. Ia zi-mă, Puiulete, ce-am văzut noi aici interesant? O ciudățenie. În mijlocul aleii, pe unde putem și noi să trecem încolo, e pus un stâlp. Ce-ai făcut, bă, dorele aici? Londra, sala New York, sala Viena și acum să vedem România. Ce frumos aici, bă, dorele, apoi vine o mașină, vine o mașină. Da. Deci bine ați venit la Londra, New York, Viena și România. Ia să vedem. Bine ați venit în Chiajna, mă, Cavaș. Uh-huh. Uite ce frumos apă aici. Lustruit. Care e apa asta? Occident, verde? Nu alta, Occident. Nu, apa asta verde o filme. Da, da, da. Uite ce culoare frumoasă are. Uite, se iasă ceva, monștri de acolo. E un aspect... Da, și acolo e un tunel întunecat. Da, chiar aici lângă militari. Place, dragă, ce trotuare avem aici, ce... Dar îmi place ce fac muncitorii, ia fii atent, joacă Free Fire. A, da, asta fac? Băi, că joacă Free Fire, ia o zi să faci care aici, ia pușca. Haide, bă, dorele, ne mișcăm și noi mai cu talent. Hai, o cădere ceva, o fază comică. Ne spălăm bine pe mâini să vă arăt cum se prepare un suc natural fără niciun fel de unelte. Nu o să-mi trebuiască un pahar că trebuie pus în ceva. Deși aș putea să-mi stoc direct în gură, dar totuși ca să vedeți cum se face, o să-l scurg într-un pahar, dar dacă chiar n-aveți niciun fel de unelte, puteți foarte bine să vă scurgeți direct în gură. Nu vă trebuie apa, tot vă trebuie unelte, vă trebuie cuțit, că trebuie tăiată portocala. Dar oricum, doar cuțit vă trebuie. Deși cred că și asta, dacă forțează de tot, poți să o spargi în două și cu mâna. Numai că eu n-am să încerc asta, am să încerc un cuțit. A fost spălat în prealabil. Mâinile cu săpun, port... nu? Da. Săpun, mâine ești portocala, se spală și ele cu săpun. Așa, bine, asta dacă vreți, că nu aveți decât să băgați orice mizerie sau microvreți, fiecare cum îi place. Mie îmi place să fie curat.
Acum o să fac pe jumate. Dacă n-aveți nicio unealtă, n-aveți decât ai grijă la degete. Da, vezi, de ce? Să facem în direct și cu sânge. Ok, portocala jumătate. Vrei să-ți dau aia de făcut suc? Nu, nu. Nu avem nevoie de unelte. Așa, de ce am avut accentul ăsta de Republica Moldova? În sfârșit, nu avem nevoie de unelte. Te uiți la prea multe clipuri din azi. Folosesc un pahar, dar pot să fac și direct în gură ce o să fac în pahar. Eu fac în pahar ca să se și vadă ce fac. Mai întâi... se fac un deget înăuntru, duce până în partea cealaltă, ok, a portocalei, se apasă tare acolo. Yes! Dar așa că nu s-a făcut cum trebuie. Uite pe aici degețelul, cucu! Cucu! Ai ieșit cucu! Da. Și acum că i-am făcut gaură, nu trebuie decât să apăsați miezul. Și sucul o să curgă singur prin gaura pe care am făcut-o eu acolo jos. Uite cum se duce, vezi? Mai curge și pe lângă. Am văzut. Ideea ți-e... Se șterge, nu-i problem. Uite. Oh, yeah. Asta ca să curgă mai bine. Se șterge după aia, nu-i problem. Bineînțeles, puteți să optimizați în diferite feluri, cum ar fi să-mi dați și pe masă, cum am făcut eu. Nu, las. Bineînțeles, dacă apăsați mai mult, o să iasă mai mult. Eu nu o să fac acum o jumătate de oră. V-am prezentat doar ideea. Nu? Deci, uite ce frumos suc, natural, fără unelte, fără nimic. Cu degețele. Cu degețele. Se face mai întâi o scurgătoare, după care se apasă bine cu degetele aici și totul curge prin găurica făcută jos acolo. Poftă bună! Un pic. Ia o poză, să vedem cum iese. Am băgat pe filmare. What? Și eu care vreau să zic prostii acum. Acum face Happy Halloween! Halloween? Pe asta o chestie romantică, trebuie ceva înfiorător? E chestie romantică? Păi da, cu lumânar, cu... nu? Da. Ar putea să fie și înfiorător dacă dăm foc la casă sau cu asta sau... De, a, nu, atunci nu Happy Halloween! Noi ne-am gândit Happy Valentine's mai degrabă! Da, Happy Valentine's! Să te atribui împrăștiat așa peste tot, nu trebuie să la un loc toate. Păi... În farfurie, frige? E ok. Hai, punem una aici. Pune pauză dacă vrei să le rearanjezi, că o să dureze. Mi-e frică să că se face imediat treaba. Nu arde? Nu arde. Nu arde, e chiar ce, curios. Și unde să le pun? Uite așa, pe măsuță, că nu unde le pui. Așa, în linie dreaptă? Nu, trebuie să facem inimioară, dar o să muncim un pic aia. Trebuie să-i pui pauză. Bine, atunci îi pun pauză. Facem nu știu dacă mă văd. Hai să mă dau aici la lumină. A, cred că acum mă văd, nu, tati? Păi, eu nu să știu ce faci pe acolo. Eu zic că mă văd. Da, uite, acum mă văd mai bine. O să întrerup un pic clipul. Și... după urmă mai fac un clip. Da, pe nu am clip. Pune pauză și dai drumul mai departe la același film. Pic. Gata, uite, am făcut inimioara, tati a făcut, uite, și eu un pic, uite și, deci nu este Happy Halloween, este ceva romantic, mai mult Valentine, Valentine, da, decât Halloween, Valentine și pe fundal se aude și mașina de spălat, aia este Halloween. Este înfiorător zgomotul mașinii. Uite ce frumos e cu lumânărele. Stai să-l iau mai de aproape, mă, că uite, chiar ard astea, uite, vezi? Da, chiar ard. Uite, le-am luat de la depăs. Să-i facem vârful mai lung un pic. Chiar a curs ceară, dar nu știu unde. Nu pe telefon, oricum. Ia, ce drăguț. Și acum, dacă ia foc fața de masă, o să fie și Halloween, nu doar Valentine's. Da, ceva interesant pentru motănelul și puiuletele. Uite. Da, să-mi pregătești eu telefonul, că poate îți dai foc sau ceva. Tot te apropii tu prea mult cu telefonul de flacără. Și să bag și părul, tati? Așa, exact. Mă pregătești eu, că poate am ceva de prins, știi? Uite ce drăguț e.
Și aici pe farfurie s-am pus brăduții ăia care îi tot vedeți voi pe la jucării. Pentru că ăștia chiar sunt reali, sunt luați de afară. Nu pot să mă apropii mai mult cu mâna că mă arde. Uite, m-am învârtit așa ca să vă arăt ce am pus aici. Uite, poza cu tine. Poza cu și mine? Și cu inimioara. Da, o să facem poze acum imediat, amândoi. Măcar n-am încercat, nici măcar un pic. Am pornit, ce vrei să faci? O să încerc să cânt cu bețele astea pe masă și mi-am pregătit aici diferite instrumente, sau cum să le zic, baterie, tobe. Am văzut pe internet clip interesant cu așa ceva și m-am gândit să încerc și eu. Păi, uite, nu m-a lăsat mai întâi să testez, să văd dacă pot să fac asta. Că a zis că nu se pot, zăm ăsta întreg, să fie sigilat. Vezi să nu stai mâinile. Așa că nu am niciun pic de experiență absolut deloc, pentru că acum le desigilez. Normal că n-aveam timp. Dar să pui și apă în paharele alea, tati. Și apă, ca să mai fac aici și distrugere, nu? Da. Ok. M-am lovit de prima problemă. Nu știu să scot bețele de aici. Sunt lipite. Faci unboxing acum? Da, hai că am reușit. Bănuiesc că așa se procedează ce am făcut eu. Că nu am ce bețe sunt astea? Ia, să le arătăm mai... Niște chinezești. Dar a rămas lipicios în urmă. Era normal să se întâmple lucrul ăsta? Mi se lipește de mână. Uite cum stă. Cine a făcut bețele astea n-a avut prea multă minte. Au făcut ei o scamatorie ceva. Presupun că se trebuia dat jos, nu? Că doar... Nu trebuia, nu? Trebuia să stea lipite unul de altul tot timpul. Și cu lipiciul ăla ce faci? Unde? Dar cum să mănânci? Cum să fi mâncat cu ele dacă erau așa? Lipiciul ăla îl pui pe gura nevestii? Așa, poate făcea așa. A? Direct cu el, că nu știu, dacă l-am dat jos a rămas de picios ca și cum n-ar fi trebuit. Lipiciul ăla îl pui pe gura nevestii? Da, ar fi de... Ia! Ca să... Uite așa. Îl pun pe gura nevestii un... Shut up! E bine, trebuie să facem mai de aproape. Uite, a rămas lipit, ia-ți de lipit, rămâne lipit și pe nas? Ei, nu, pe nas n-a rămas lipit. Nu prea are de ce să se țină, știi? Pe gură e mai bine. Uite pe fața. Da. Alo, 112, veniți repede. Ce? Nu cred că ar fi trebuit să rămână lipicioase, în sfârșit. Da. Poate că atunci când mănânci ar trebui să stea lipit unul de altul, nu mă pricep, dar pentru ce am eu nevoie, în mod clar trebuie să fie separate, pentru că trebuie să poți să cânti așa, înțelegi? Așa. Și acum trebuie să experimentez, că trebuie să poți să faci așa. Deci ăsta e unul din sunete, unul este ăsta. Ei, și acum trebuie să faci și așa, știi? Deci... Aveți, trebuie să înveți în telecă. Da. Cum filmează mâine pe uretele, nici măcar n-am încercat niciodată în viața mea, știi? Nu așa se face. Deci. Cred că trebuie mai întâi să învăț mișcarea asta, pur și simplu, și după aceea, știi? A fost să încerci direct cu bețișoarele pe masă? Nu înțeleg. Să lovești așa cu bețișoarele și în diverse obiecte. Da. Dar trebuie să învăț să fac mișcarea asta de aici, înțelegi? Și după aia. Aici ce să fac? Ia.
Miau? Miau. Ce râzi, bă? Ne mă duci și de asta. Ai văzut? Trebuie să mă las să-mi experiment, să experimentez întâi și după aceea să filmez. Știi? Da, poți să cânti și cu voce ceva dacă vrei. Da. Oprește acum filmarea și lasă-mă să încerc să învăț. Mai cântă, mai cântă, cânt frumos. Uite, mi s-a... Asta, asta, cu să lipit de masă, stai că e... Oprește acum filmarea și du-te în Africa. Da, da, da. Deci, pune o pauză sau oprește sau ceva, că vreau să învăț. Ia zi, dragă, ce delicatesă ai făcut aici. Cu inimioare? Este un tiramisu mai special. Este un tiramisu aniversar. Da. Motanelul și puioletele... Așa, ce aniversează motanelul și puioletele? 3 ani de căsnicie! Oh, uite, 3, vezi? 3. Mi s-a împlinit. Oh, stai. 2016? Stai că mai am un... 2019 trebuie să fie. Mai primează acolo că mai vin. Și aici este 3, se vede foarte clar, nu? Adică... Ce-ai făcut, dragă, aici? Am pregătit o surpriză pentru tine. Mm-hmm. Și acum să citim. Hei, bine ați venit! Un zâmbet! Poftim? Bine ați venit pe canalul Ana și Daniel. Păi, dar clipul a început de 50 de secunde. Ah, da? Un zâmbet, o floare, un vis împlinit. O căsnicie ți-am dăruit. Poet aici? Da, n-am găsit altă rimă. Da, așa mi-a venit repede pe... Oh, eminească lui tati. Bună. Ce scrie aici? 16 decembrie 2016. Mătănelul și puioletele cu trei... Și-a unit destinele. A, uite, și-a pus pe prăjitor o foaie cu chestii croșetate. Uite ce inimioară drăguță. Miau. Și aici multe alte inimioare, uite. Și una mare în mijloc. Ăștia sunt ani, ani cât o să fim noi căsătoriți și o să ne iubim, nu? Fiecare inimioară din aia. Da, din două... Uite ce aici sunt, zeci, sute, sute. De fapt, noi ne cunoaștem din 2015, dar oficial din 2016. Uite, mă văd și eu aici cu telefonul în mână. Hello! Asta ce e, ciocolată sau sirop ce la? Unde te vedeai? E uite cacao. Aici, în asta. Am făcut 500 de grame de cacao. N-am mai pus ouă, că rețeta e cu ouă. Și am pus o brânză din aia topită Hockland. Trei anișori. O cană de zahăr. Am făcut frișca separat din hulala și am luat jumate de acolo hulala. Și am amestecat cu cealaltă jumate. Dar eu nu folosesc mascarponele, folosesc brânza hulala. Asta, brânza... Astea sunt pentru decor, baby? Brânza... Sau ăștia sunt pentru noaptea, nunții, sau... Trebuie să mâncăm și legume, că sunt sănătoase legumele, brânza nu? Hulala, da. Noaptea nunții, ca și în orice altă zi, trebuie să mănânci legume. Păi am luat să facem o friptură. La grill. A, facem friptură de castraveți azi? Nu, la grill. Am luat cotlet. Ce speriată se uită! Am glumit! Am luat un cotlet ca să punem la grill, să facem o friptură. Să nu greșești când îți siropezi, să pui de ăsta de ciocolată și nu de ăsta care e foarte aproape. Nu. Da. Nu greșești, nu? Nu, sper că n-am greșit. Până acum n-am greșit niciodată, că dacă greșea nu mai eram aici să filmăm. Da. Da, se vede că am început la bucătărie să lucrez, n-am apucat să strâng și să curăț. Multă cacao. Și cu zahăr, ăsta e zahăr pudră aici, nu? Vanilat? Nu, este nucă de cocos. Aia, nucă de cocos. Mi s-a părut mie că e un pic cam... Cocos. Că se văd granulele prea bine ca să fie zahăr, dar pudră. Nu, e zahăr, zahărul ăla vanila l-am băgat în cremă. Nam. Și ți-au rămas două piscoturi aici ascunse sau... Aia păi, e porția bucătarului. Pentru mine. Crezi că dacă le-ai dosit acolo nu le-am văzut? Ia uite-le unde erau. Pentru cei doi îndrăgostiți, nu? Ce ai mai dosit? Ia zi. A, nimica. Nimica, ha? Ok, am filmat asta. Bye bye! Poți să-i faci o poză de clip? Da, facem și poză de clip. Bye bye! Uite, sunt cei doi îndrăgostiți pe care îi vedeți acolo, cu inimioara este pentru ei. Da. O, 3 anișori.
Nu știu cât de mult mi-a ieșit 3, căci, căci, eu am căci, căci, încercat căci, căci, să căci, fac căci, 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 și apoi am băgat cu nucă de cocos. Și am încercat să dau un 2016. Da, nu știu cât de mult a ieșit, dar a ieșit. Mac, mac. Tița.